Sub orașul de astăzi, zacoasele vechi cetăți. Poveștile ei, zbuciumul oamenilor care au trăit aici, stau încă ascunse sub vălul ignoranței ori indolenței oficializate. Dar dincolo de datele seci, bate inima orașului, iar cei care îl iubesc cu adevărat, cei care s-au născut între zidurile sale, o simt zvâcnind mereu. Este oare Satu Mare un oraș frumos? Sau haiduma unei femei bătrâne, doar sub fardurile grosolane, mai poți ghici chipul unei frumuseți pe veci apuse? Și ce știm despre el, despre viața lui, de ieri, de azi, de mâine? Dacă drumurile sale ar putea povesti, dacă zidurile vechi care au fost martore ale unor evenimente mărețe, ori al unor uriașe tragedii, ar avea în loc de cărămizi, ochi și gură, câte am putea afla? Ne aflăm în fața penitenciarului Satu Mare, un loc încărcat de istorie, și îl rog pe Robert să spună despre ce vrem să facem. În acest penitenciar, la etajul 1, a fost închis Vasile Lukaciu într-o celulă, iar peste câteva decenii, tot în acest penitenciar, va fi găzduit și preotul Ion Dumitrescu Borșa. Ion Dumitrescu Borșa, cel secretarul general al Legiunii, și-a venit să-l pledeze pentru el Corneliu Zelea Codreanu. Dacă ne uităm peste drum, vom vedea școala Grigore Măsil. În această școală a fost revizoratul școlar din 1919, unde a activat celebrul Dariu Pop. Ne aflăm la poarta tribunalului din Satu Mare, o clădire care anul acesta împlinește fix 111 ani. În 1930, aici a avut loc procesul preotului legionar Ion Dumitrescu Borșa, care a fost apărat de avocatul nimeni altul decât Corneliu Zelea Codreanu. De fapt, pe Ion Dumitrescu Borșa îl apărau foarte mulți avocați legionari. Veniseră, gândiți-vă, un proces uriaș cu 300 de martori care a avut loc aici la Satu Mare și care s-a terminat la restaurantul Dacia, unde cei acuzați, care au fost achitați atunci, împreună cu conducerea legionarilor, au încins un chef foarte frumos la Dacia, unde erau cazați. Au stat 2 săptămâni în Satu Mare și toate ziarele din România scriau despre marele proces al lui Ion Dumitrescu Borșa de la Satu Mare. Vasile Lukaciu a avut șansa ca în timpul vieții să se plimbe pe strada Vasile Lukaciu, actuala stradă Horea. În 1940, această stradă și-a schimbat denumirea în Adolf Hitler. Satu Mare, ziduri care plâng. Pe aceste cărămizi este trecut numele celor care au ars în coptoarele de la Auschwitz. Nu le-a scris nimeni, ci le-au scris înșiși oamenii care au fost deportați din oraș. În stânga, în partea stângă, începea ghetoul evreilor, apoi evreii, cei 18.000 de evrei care au fost adunați și ghetoizați în Satu Mare, au fost duși pe Barițiu, pe strada Barițiu, pe dreapta unde este astăzi biserica ortodoxă, pe locul ei era până nu de mult o fabrică de cărămidă. De acolo evreii au fost transportați aproape în fiecare zi la gara Satu Mare și trimiți la Auschwitz. Din 18.000, peste 14.000 au rămas acolo. Ne aflăm în centrul nou al Satmarului. În spatele meu se află clădirea care a depășit până în 1989 sediul politico-administrativ
sediul Partidului Comunist Român. Clădirea aceasta, până nu demult, era cea mai înaltă construcție civilă din România, mai înaltă chiar decât Hotelul Intercontinental, și este construită în stilul arhitectural caracteristic comunismului agonic. Nimeni n-a știut atunci că tovarășul Horobeț era de fapt un cadru activ al securității și care a avut o istorie zbuciumată, fiind în tinerețea lui adjunctul lui Pacepa. Horobeț a fost condamnat pentru spionaj pentru trădare de țară și spionaj în favoarea puterilor occidentale. A fost întemnițat la Râmnicu Sărat și apoi zeci de ani a stat în umbră. Cei care au fost apropiați spun că de foarte multe ori avea îndelungi întâlniri de taină cu tovarășul Virgil Măgureanu, cel care avea să se întâlnească după 1989 la Serviciul Român de Informații. Pe locul Colegiului Național Mihai Eminescu exista din secolul XVII o școală, Gimnaziul Regesc Romano-Catolic. Aici a predat limba română pentru prima dată protopopul greco-catolic Petru Bran, după care vreme de câțiva ani, din 1878 până în 1885, catedra aceasta de limba română a fost preluată de Vasile Lucaciu. Această clădire se afla în interiorul cetății Sătmarului, ne aflăm foarte aproape de zidul vestic al cetății, și clădirea aceasta peste 2 ani va împlini 100 de ani de la construcție. Ea a funcționat ca școală din 1912 până în 1914, când a fost transformată în spital militar. A revenit școala de-abia în anul 1919, după ce trupele românești au intrat în Satu Mare, și de atunci a purtat numele lui Mihai Eminescu. Curtea Bisericii Romano-Catolice Calvaria este, credem, încărcată de foarte multă și fascinantă și zbuciumată istorie. Iată, în spate se află niște ziduri. Probabil că aici era partea de vest a zidului cetății sătmărene și acolo era șanțul de apărare. Cred că atât a mai rămas din cetatea demolată la începutul secolului XVIII, cetatea ideală, așa cum era numită. De pe M. Tereze, de aici,